Salut! Iată, astăzi m-am ocupat de un modul RFID cu Arduino Nano. Acesta este un Arduino Nano. Acesta este un releu auto de 12 V. Da? Avem două cartele. Iată, acesta nu am introdus codul în programul de calculator, acesta este, i-am introdus codul. Vreau să prezint un pic programul pe scurt. Aici am setat o secundă, pinul 3 al microprocesorului. Aici am setat 3 secunde cât să-mi stea releul acționat. Foarte simplu. Și la obiect. Deci să deschidem portul seria. Da? Aici îmi spune să apropii cardul, îl voi apropia. O secundă, iată, apropiem cardul. LED-ul s-a aprins. Îmi arată codul cardului, îmi spune că am acces autorizat, încă o dată. Da? Se observă. Acum apropiem pe acesta care nu avem acces, da? Iată. Access denied. LED-ul nu se aprinde. Încă o dată. Ce putem face cu acest modul? Putem să facem un dispozitiv antifurt, putem să-l punem la ușile de acces. Putem să facem multe chestii cu acest modul, este foarte ieftin. Cel puțin aici în regatul pe mine m-a costat foarte puțin. Să zicem că toată investiția asta, cartelele și microprocesorul și modulul undeva la 13 lire, asta ar însemna vreo 70 de lei în banii noștri. În țară prețurile sunt mult mai mari, nu știu de ce. În sfârșit, nu despre asta este vorba. Cam atât am avut de prezentat. Vă mulțumesc de vizionare și toate cele bune!